Bine v-am găsit la interviurile de CNews. Sunt Val Volcu, discut cu Maximilian Marco Caț, directorul, vicepreședintele, de fapt, Centrului de Monitorizare și Combatere a Antisemitismului din România. Este o instituție care are omologi în alte țări. Am văzut acronimul este în engleză, da. MCA. Bună ziua! Mulțumesc de invitație. MCA România sau Centrul de Monitorizare și Combatere a Antisemitismului în România este de fapt un ONG care a fost creat în anul 2002 cu suportul organizației Anti-Defamation League din Statele Unite. Este o organizație independentă, apolitică, care se ocupă strict de monitorizarea și combaterea antisemitismului, de nimic altceva, deja de 22 de ani. E o tehnică de manipulare, sunt numărate vreo 33 de astfel de tehnici într-o carte a lui Stănciu Gelu din România, un autor din România. Găsești o minoritate pe care o acuzi, îi transferi toate vina, nu, țapul ispășitor și în felul ăsta cei de la putere, să spunem, scapă de răspundere, îndreaptă nemulțumirea publicului către o categorie sau o minoritate etnică. Dar în România, din păcate, această minoritate etnică s-a redus foarte mult. Acum poate vorbim de câteva sute de persoane, poate după ultimul recensământ, cred că erau peste 1000. Mai reprezintă o miză politică, poate activa această tehnică de control. De manipulare, vedeți, și control social, antisemitismul, că nu mai... Vedeți dumneavoastră... Nu mai ai motiv, nu mai ai de cine să te sperii sau pe cine să este acuzi. Este parțial adevărat ceea ce spuneți dumneavoastră. În România, în 2000, la ultimul recensământ, au fost numărați 2300 de evrei. Trebuie să menționez faptul că în perioada interbelică în România au fost 800.000 de evrei. Vă dați seama de discrepanță. Iar din cei 2300 de evrei, cam 70-80% vorbim despre oameni în vârstă, vorbim de oameni care ei nu mai sunt foarte activi sau activ sunt, dar nu sunt vizibili. Și în mod normal, da. Adică sunt pensionari. Sunt oameni pensionari, oameni care își continuă viața într-un mod foarte liniștit și care își văd de treburile lor, ca să spun așa. De asemenea, în România nu vedem ceea ce vedem în alte țări din Europa, evrei religioși, evrei care pot fi identificați ca fiind evrei imediat din cauza portului tradițional. Așadar, în România ar trebui să vorbim despre un nivel extrem de scăzut de antisemitism. Din păcate, antisemitismul este un fenomen care nu are nevoie de evrei, ci el, într-un mod sau altul, este transmis de la o generație la alta, prin idei preconcepute, care sunt moștenite de la părinți, de la bunici, și din literatura care a fost scrisă pe această temă de-a lungul timpului. Așadar, în România astăzi, nu la același nivel pe care îl vedem în vestul Europei sau în Statele Unite sau în alte locuri, există antisemitism. Concret, există și gesturi, există acte de antisemitism în România. Poate nu le sesizăm tocmai pentru că nu... Nu suntem atenți, la nivel, nu suntem avertizați. La nivel de stradă nu avem antisemitism care se manifestă în mod violent sau în mod fizic.
avem din când în când, avem tot felul de graffiti care apar pe pereții sau pe gardurile instituțiilor evreiești din România, graffiti care sunt specifice, graffiti care în ultima perioadă de asemenea includ lozinci legate de conflictul din Gaza, un conflict care influențează în mod direct opinia publică față de comunitatea evrească din România, în ciuda faptului că această comunitate nu are nicio legătură practică cu tot ceea ce se întâmplă în Israel. Dar vreau să vă spun despre un caz de antisemitism care, din punctul meu de vedere, este extrem de grav, care a avut loc pe data de 14 mai în Parlamentul României. România a decis ca data de 14 mai să fie ziua solidarității dintre România și Israel și ca atare pe această dată, pe 14 mai, în Parlamentul României a avut loc o ședință a celor două camere reunite. E data când când a luat ființă statul. Exact. Este ziua de independență a statului Israel. Și a avut loc această ședință, care această ședință a fost întreruptă în repetate rânduri de doamna senator Șoșoacă, care în modul cel mai vocal posibil și-a exprimat supărarea pe membrii Parlamentului pentru că au decis ca în această zi, care este ziua de asemenea ziua comemorării victimelor regimului comunist, ca în această zi Parlamentul să dedice această ședință relațiilor dintre cele două state, România și Israel. Nu numai că s-a supărat, dar dânsa de la pupitrul Parlamentului a avut niște ieșiri pe care noi le caracterizăm ca fiind pur antisemite, atunci când dânsa, în mod deschis, a acuzat iudeo-bolșevicii, cazarii, care sunt noile denumiri date evreilor, de către antisemiți, i-a acuzat pe aceștia că au omorât 800.000 de români. Nu știm exact pe ce se bazează dânsa când a făcut această declarație. Împreună cu această declarație a menționat și faptul că România a salvat 400.000 de evrei, dar nu a menționat faptul că în timpul celui de-al doilea război mondial, sub regimul Antonescu, între 275.000 și 350.000 de evrei au dispărut în negura a ceea ce s-a întâmplat în Transnistria, în deportări și în pogromuri. Acest lucru nu a fost menționat de această doamnă. Ca atare, la un moment dat, dânsa, când se exprima, nu se exprima în mod civilizat, ca să spun așa, ci are un stil aparte pe care l-a etalat acolo și la care ceea ce am fost eu stupefiat, eu fiind prezent în acea sală, este că nimeni din Parlament, niciun membru al Parlamentului, nu a reacționat într-un fel la acest spectacol grotesc pe care dânsa l-a oferit acolo timp de mai mult de o oră. La un moment dat, când dânsa s-a apropiat de banca unde stă dânsa, de locul dânsei, eu fiind la înălțime, în balcon, i-am spus rușine. Dânsa a auzit acest lucru și atunci, din nou, ni s-a adresat în mod direct și ne-a trimis pe noi acasă. Ne-a spus, duceți-vă voi acasă. Nu știu cine suntem noi. Noi suntem niște cetățeni români care ne-am născut în România, care vorbim română la fel ca dânsa și care aveam aceleași drepturi și din această cauză acest mod de a ni se adresa, bineînțeles că ne-a ofensat.
ne-a ofensat mai mult, încă o dată repet, lipsa de reacție la tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Domnule Caț, dincolo de organizațiile non-guvernamentale, de intervențiile personale, sunt instituții ale statului care au obligația, există o lege și ar fi trebuit să intervină. Poate imunitatea parlamentară oprește aceste instituții să aplice legea? În mod normal, și noi ne așteptam ca autoritățile să se autosesizeze asupra acestui fapt. Nu s-a întâmplat acest lucru. Eu cred că dacă imunitatea parlamentară conferă unui parlamentar dreptul de a încălca legea, atunci ceva nu este în regulă. În special când în România există un pachet legislativ dedicat subiectului. Și în baza acestui pachet legislativ, noi am înaintat o sesizare către Procurorul General al României și către președinții celor două camere, respectiv Camera Deputaților și a Senatului. Cu mai bine de o lună. Da, cam în urma cu o lună de zile. Noi așteptăm, nu am primit niciun fel de reacție până în prezent. Dar de obicei, la sesizările pe care noi le trimitem, nu primim reacții în mod imediat. Ia o lună, două, trei. Reacțiile pe care le primim de obicei sunt foarte succinte și de obicei toate sesizările pe care noi le-am înaintat sunt respinse. Păi, dacă vorbim de graffiti, acolo să spunem că în dreptul unei clădiri trec, nu știu, 100, 2, 3, 500 de persoane care sunt astfel expuse, dar pe internet sunt milioane. Deci bănuiesc că acolo e... Vorbim despre internet, despre online, este o adevărată, junglă. Adică wall-ul din paginile... pe rețele sociale, peretele de acolo e problema, nu? E mânjit. E mânjit în toate direcțiile cu antisemitism de orice tip. Pentru că și antisemitismul deja am început să-l catalogăm în câteva tipuri. Antisemitismul tradițional, clasic, care este cel bazat pe considerente religioase și care deja afectează viața evreilor de timp de 2000 de ani, iar în ultima perioadă avem antisemitismul de tip islamic, care acest antisemitism vizează în special statul Israel și în ultima perioadă vizează de asemenea tot ceea ce înseamnă mișcarea sionistă, care mișcarea sionistă deodată în ultimii ani de zile s-a transformat a fost transformată de antisemiți într-o mișcare extremistă și care este denaturată și care, de asemenea, acest tip de antisemitism apare și în România. Apropo, în cadrul acelei ședințe, doamna Șoșoacă, la un moment dat, frustrată de tot ceea ce se întâmplă acolo, bineînțeles că nu s-a putut abține și a început să urle, efectiv să urle, și să scandeze Palestina, Palestina și comiteți un genocid și a expus opiniile în modul cel mai clar posibil. Da, asta este opinia. În zona de antisemitism? Nu intră în zona de antisemitism. Acele elucubrații cu... Nu intră. Unde intră în zona de antisemitism este atunci când se scandează ceea ce s-a întâmplat și pe străzile din București, se scandează Free Free Palestine de la râu până la mare. Acest slogan, de exemplu, intră în categoria sloganurilor antisemite pentru că promovează distrugerea, exterminarea și distrugerea statului Israel. Când vorbim de la râu până la mare. De obicei, cei care scandează aceste sloganuri nu știu despre ce este vorba. Dacă îi întreb care râu și care mare, habar nu au. Dar ei preiau unii de la ceilalți, așa cum s-a întâmplat și în România în ultima perioadă, când 50 de studenți de la Universitatea din București și 15 studenți de la Universitatea din Cluj
au preluat modelul protestelor din Statele Unite și din vestul Europei și le-au adus pe meleagurile noastre și, de asemenea, au deschis un astfel de protest, care este legitim. Clasic, care e fundament religios, dar iată în Statele Unite, unde, de asemenea, spuneați că e un curent puternic, acolo, din potrivă, nu, Trump, care zona republicană e conservatoare, pune accent pe aceste valori, e de partea Israelului. Absolut. Vrea să mute ambasada la... A și mutat-o. A mutat-o la Ierusalim. A mutat-o la Ierusalim și a făcut încă câțiva pași în ceea ce privește platoul Golan. Și aici vine o componentă puternică, religioasă. Da, pe, vine lângă o componentă, pe lângă legăturile vine o componentă puternic religioasă evanghelistă, care este un curent absolut pro-sionist, pro-israelian, bazat pe considerente religioase și care, da, scot din tipar antisemitismul religios care a fost promovat în Europa, pentru că în special în Europa a fost promovat acest antisemitism european, în lumea creștină catolică, mai puțin în lumea protestantă, dar și acolo, și în lumea creștină ortodoxă. Totul bazându-se pe liturghii și pe lucruri scrise. Ceea ce evangheliștii fac mai puțin, ei interpretează lucrurile altfel de foarte mult timp și ei continuă acest curent care este un curent de suport al statului Israel și de excluderea antisemitismului, pentru că, așa cum spun ei, nu pot să fii creștin și să urești evrei. Ceva din punctul lor de vedere acolo, există o antiteză și nu merge, pentru că la urma urmei, dacă este să spunem lucrurile în modul cel mai simplu, Iisus a fost evreu. Așadar, în lumea evanghelică, care este, formează majoritatea celor din Partidul Republican, dar nu pe toți, nu există acest antisemitism, dar în Partidul Republican mai sunt și alte curente extremiste, extrema de dreapta, care white supremacy, care ei fără îndoială că sunt antisemiți și care își bazează antisemitismul pe aceleași considerente religioase ca toți ceilalți. Voi l-ați ucis pe Iisus. Dacă ne întoarcem la scena din Parlament, probabil că a fost făcut live pe Facebook, nu? De către doamna Șoșu. Acum aș fi mirat. Pe TikTok. Pe TikTok. Da. Bun, și nu sunt reguli care impun, regulile comunității suspendă contul proprietarul aplicației. Nu. Nu, pentru că se mizează foarte mult, se mizează pe dreptul la liberă expresie și așa cum o fostă angajată, nu știu dacă este fostă, dar o angajată în trecut a CNCD-ului din România, la o sesizare făcută de un membru al comunității evreiești din București pe o temă de antisemitism, acea doamnă i-a spus acelui cetățean că din punctul ei de vedere, antisemitismul este o formă de exprimare, de liberă exprimare a opiniei. Dacă la acel nivel, dacă astfel de persoane care se ocupă exact de discriminare și de combaterea antisemitismului la un nivel de stat au astfel de opinii, vă dați seama că cei care administrează astfel de platforme sociale, de social media, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter și așa mai departe, pentru ei toată această nebuloasă este o nebuloasă de care ei nu se ating. Și atunci acest drept de liberă exprimare formează, de fapt, un fluviu de antisemitism care se răspândește în mediul online.
Înseamnă că funcționarii acestor rețele au preferințe și perturbă libera concurență. Că vă dau un exemplu, o publicație, un site, nici măcar nu unul politic, un site istoric, a fost sancționat, suspendat contul pentru că n-a precizat celebrul ordin treceți prutul, n-a precizat că e vorba de un criminal de război, ceea ce, mă rog, și este, dar nu era într-un titlu să faci toată istoria. A considerat însă funcționarul respectiv că e promovarea unui criminal de război. Acest lucru s-a întâmplat, înțeleg, pe o platformă din România. Din România. În schimb, o elucubrație de genul ăsta, nu, cum este cea pe care ați amintit-o, nu e sancționată în niciun fel. Nu e o dublă măsură? Nu. Bineînțeles că există dublă măsură și există fățărnicie și există ipocrizie care sunt prezente la orice pas pe care noi îl facem în această lume pe care noi, în care trăim, pe foarte multe teme și inclusiv pe această temă, pe tema combaterii antisemitismului, pe tema combaterii rasismului. Se vede acest lucru nu numai pe teme evreiești, ci și pe alte teme. Iar aceste teme sunt manipulate în scopuri politice adesea. Antisemitismul, și este un lucru care eu l-am semnalat și am emis atenționări pe această temă, antisemitismul este manipulat în scopuri politice, este și întreținut. Pentru că, așa cum am spus, de fapt în România nu mai sunt evrei, nu mai există activități care poate să-i pună pe acești oameni, pe evrei, în lumina proiectoarelor și să-i scoată în evidență. Eu, la un moment dat, am fost acuzat chiar de cineva din comunitatea evrească că prin activitatea pe care noi o desfășurăm, noi generăm antisemitism. Vreau să menționez că noi suntem extrem de atenți când ridicăm un steag roșu pe această temă. Nu ne grăbim să acuzăm pe nimeni de antisemitism, ține în seama că oamenii au opiniile lor, ține în seama că nu toți oamenii cunosc subiectul, ține în seama că există un nivel extrem de ridicat de ignoranță, care este pe baza lipsei sau pe fundalul lipsei de educație pe aceste teme, pentru că... Da, vă rog. Nu, aveți dreptate, adică a fost cultivată treaba asta în ultimii ani ai comunismului. A fost cultivată de-a lungul comunismului. Nu, spuneam cu Mareșalul Antonescu, era reevaluat de grupul de istorici din jurul Ceaușescu pentru a-l opune regelui. Am înțeles. Să crea conflictul ăsta și chipurile rușilor, da? Mă rog, așa, tot ca o metodă de imagine. Se trecea sub tăcere, erau trecute sub tăcere crimele de război pe care le-a făcut și în Transnistria și la Odessa și, mă rog, toate relele astea erau trecute sub tăcere pe ideea că, domne, da, dar s-a luptat cu rușii. Neamicu să luptă cu rușile. Este aceeași idee care este promovată și acum. El fiind încă, sau din ce în ce mai mult, văzut ca un erou, exact din cauza împotrivirii lui rușilor. Dar, așa cum ați menționat și noastră, există cealaltă jumătate a paharului care este lăsată deoparte. Adică crimele împotriva evreilor, ele nu sunt menționate. Și spre surpriza mea, am auzit persoane care, în momentul în care aceste crime au fost menționate și puse pe masă, au spus că nu interesează, pentru că, de fapt, ok, a făcut ceea ce a făcut împotriva unor evrei, care acei evrei sunt acuzați de antisemiți, de bolșevism și crimele comise de Antonescu împotriva lor sunt justificate prin faptul că evreii ei însuși au adus această soartă asupra lor, ei fiind comuniști, ei încercând să-i ajute pe ruși și așa mai departe, există o denaturare totală și fără niciun fel de rușine exprimată pe aceste teme.
totul pentru a justifica aceste crime. Și eu o văd în post-comunism ca stimulată de cercurile din jurul lui Iliescu pentru a se proteja de rege, pentru a da un atac la... se temea, era regele Mihai văzut ca cel mai puternic oponent, să spunem, nu dacă ar fi... E adevărat, dar pe noi nu ne interesează motivele pentru care au făcut și fac aceste justificări, ci pe noi ne interesează efectele. Iar efectele sunt că de la o generație la alta aceste crime sunt lăsate în uitare și partea cealaltă este promovată în mod agresiv. Da, acum ce spuneți că există antisemitism fără evrei, ce pot să câștige cei care... Înțeleg, să spunem, în Germania, nu? AfD-ul se folosește de program migrației, e această axă de comunicare, Merkel, CDU de-o parte, AfD-ul de cealaltă. AfD-ul în Germania, acum el se axează, de fapt, nu pe partea de antisemitism, ci pe imigrație. Partea, da, ci pe partea de migrație. Bun, dar la noi, cum ar capitaliza? Sau de ce merg în sensul ăsta politicienii? Vedeți, noastră, speculează există, în zonă. Există o idee preconcepută că evreii controlează lumea. Este o idee preconcepută care ea a fost dezvoltată în ultimii 150 de ani și este promovată și astăzi. La nivelul, când eu m-am reîntors în România în anii 90, într-o discuție pe care am avut-o cu o persoană care lucra într-o instituție de stat, în modul cel mai direct, această persoană, în discuția pe care am avut-o, a menționat faptul că pentru a ajunge la Casa Albă trebuie să treci prin Ierusalim. Și aceste lucruri, ele, eu cred că continuă și astăzi. Și atunci, și vedem acest lucru și la nivel european. Vedem cum Comisia Europeană dă o atenție specială antisemitismului, creează tot felul de pârghii pentru a combate și a ține sub control antisemitismul. Fac acest lucru la nivel politic. Tot la nivel politic, antisemitismul este folosit pentru a deschide ușa unor alte acțiuni care sunt promovate pentru combaterea unor alte tipuri de discriminare, dacă vorbim de LGBT, dacă vorbim de Roma, dacă vorbim despre femei, mișcările feministe și așa mai departe. Antisemitismul întotdeauna există acolo undeva ca un element și în ultimii ani am observat că la conferințele la care sunt invitat pe tema antisemitismului, deja nu se mai discută numai despre antisemitism. Acum câțiva ani s-a discutat despre antisemitism și islamofobie. Până în momentul în care eu personal și alții am ridicat această problemă și am rugat să nu se mai facă această comparație între antisemitism și islamofobie, islamofobia emanând din alte considerente și neavând nicio tangență cu antisemitismul, dar antisemitismul a fost cel care a fost folosit pentru a promova combaterea islamofobiei. Se pare că în ultima perioadă acest lucru a încetat, dar la conferințele la care am participat eu în ultimii 2 ani de zile, am văzut acolo reprezentanți ai organizațiilor LGBT, trans, tot felul de alte organizații care aparent nu au nicio legătură cu antisemitismul și care unele dintre ele, de fapt, într-un fel sau altul, cel puțin în ultimile luni de zile, s-au aliniat cu cei care promovează antisemitismul. Din această cauză, eu în discuțiile pe care le-am avut și în ultima perioadă cu reprezentanți ai Comisiei Europene care s-au deplasat la București pentru a verifica ce se întâmplă aici pe tema antisemitismului, în special după data de 7 octombrie 2023,
am ridicat această problemă și am evidențiat această uzură a antisemitismului pentru a se ajunge la discuții pe alte teme. Este un lucru care se complică, așa cum îl văd eu, de la o zi la alta, și este un lucru, așa cum ne-a arătat și doamna Șoșoacă, foarte bine folosit în scopuri politice, pentru că sunt sigur că dânsa, atunci când de la pupitrul Parlamentului a acuzat evreii de uciderea a 800.000 de români, dânsa a sperat și poate că a și câștigat câțiva susținători. Există o manipulare, așa cum am văzut și în trecut la Vadim Tudor, așa cum am văzut cu Partidul România Mare, în perioada de alegeri, întotdeauna trebuia să fie ceva legat de evrei. Cum a fost acel caz când Vadim Tudor s-a dus în Parlamentul României și s-a apropiat de domnul Laurel Weiner, care era președintele Federației Comunităților Evreiești din acel moment, a și făcut o fotografie cu el și după aceea a defilat cu această fotografie și a spus că, uitați, eu sunt un prieten al evreilor. De ce? Pentru că în concepția lui Vadim Tudor și în concepția multor altora, evreii dețin puterea. Evreii pot ajuta sau pot împiedica ascensiunea cuiva în cariera lui politică. Da, avem în Israel câteva sute de mii de vorbitori de limbă română. În jur de 400.000. Aici ar trebui contactele să fie mult mai strânse. Artiștii, actorii care mergeau în turneu erau primiți cu brațele deschise, trupe de muzică. Stella Popescu. Trăim într-o altă lume. Arșinel. Bun, de ce nu Florin Piersic. Mai vin în România, da, o parte dintre... Da, vreau să vă spun că relațiile, din România. Relațiile dintre România și Israel sunt niște relații excepționale. România, nu în mod surprinzător, dar după 7 octombrie, imediat după 7 octombrie, a luat o poziție pro-israeliană foarte tranșantă față de tot ceea ce s-a întâmplat, de masacru care a avut loc în sudul Israelului. Dar această poziție nu este ceva nou. În ultimii ani de zile, relațiile dintre Israel și România se întăresc de la o zi la alta. Erați nu numai din punct de vedere turistic, unde Israelul este pe locul 2 în ceea ce privește numărul turiștilor care sosesc în România, iar numărul turiștilor din România care intră în Israel, de asemenea, crește în mod vertiginos. Mai puțin acum, după tot ceea ce s-a întâmplat și din cauza situației care este acolo. Relațiile dintre România pe plan economic, pe plan militar, pe plan de agricultură, în special de agricultură high-tech, sunt extraordinar de bine cotate și se fac pași mari pe această temă, chiar dacă acești pași nu sunt foarte vizibili. România este susținută de Israel în ceea ce privește industria militară. Israelul are aici, deține câteva puncte care ajută România și în relația cu NATO. De asemenea, în ceea ce privește exploatarea resurselor de ape, care este o resursă care devine din ce în ce mai importantă pentru toate țările, inclusiv pentru România, exploatarea și managementul apelor. Israelul are o legătură extrem de strânsă și foarte activă pe această temă cu România. În ceea ce privește comunitățile, pe plan cultural, nu există săptămână în care să nu fie un eveniment în România legat de Israel și cu israelieni care au rădăcini românești și invers. Poate de aceea unii politicieni dau atacul aici, pentru că nu le
nu le convine această cooperare. Noi nu înțelegem de ce economic, nu le convine sau cine le dictează să se comporte în acest fel. Pentru că, de fapt, aceste relații, ele sunt benefice pentru ambele state. În mod foarte clar. Acum, numărul turiștilor care se așteaptă, israelieni care se așteaptă să vină în România, se așteaptă ca el să crească în urma faptului că relațiile dintre Israel și Turcia, de exemplu, s-au răcit, ceea ce înseamnă că turiștii deja nu se vor mai duce în Turcia și vor căuta o destinație cât mai apropiată de Israel, iar România este locul preferat din toate punctele de vedere. Acum depinde și de România cum știe să exploateze acest potențial. Dar între timp relațiile sunt la cel mai bun nivel posibil. Sunteți implicat într-o organizație sionistă, dar asta avea ca scop aducerea evreilor în Israel înainte și imediat după fondarea statului. Astăzi mai sunt 2000, pe cine vreți să-i luați din România pe... Nu vrem să luăm din România pe nimeni, în special că nu putem să luăm pe nimeni, nimeni nu sau, poate fi luat. Să-i ajutați să ajungă... Nu mai există acest scop de a convinge evrei dintr-o țară sau alta să emigreze spre Israel. Dar mișcarea sionistă are un nou scop. Este un nou scop care este dictat și impus de fapt de realitățile în care trăim. Și de faptul că statul Israel de 76 de ani se află sub un continuu atac. Existența statului Israel nu este ceva de la sine înțeles. Încă nu este ceva de la sine înțeles, iar ceea ce s-a întâmplat pe 7 octombrie, israelienilor le-a întărit acest sentiment și în special toate jocurile politice care se dezvoltă în urma acestui masacru și în urma războiului pe care Israel a fost obligat să-l ducă în Gaza. Din această cauză, sionismul are un nou scop și este cel de a menține și de a apăra statul Israel și de a explica, de fapt, că mișcarea sionistă nu este o mișcare rasistă, nu este o mișcare discriminatorie, nu este o mișcare împotriva lumii islamice, ci este o mișcare de creare și apărare a statului Israel. Cum vedeți soluționat acest conflict? Au trecut 7 decenii, în cât timp și cum s-ar putea să devină de la sine înțeleasă existența statului Israel? Încă n-am ajuns acolo. Această recunoaștere a unui stat palestinian sunt două țări europene. După părerea mea, recunoașterea forțată a unui stat palestinian este un lucru contraproductiv, este un lucru care generează o senzație falsă de succes. În ce sens forțată? Adică forțată, Spania și... Nu există un stat Israel, un stat palestinian. Iar ei au recunoscut ceva care nu există. La fel cum România, în 1988, a recunoscut de asemenea statul palestinian. România, în 1988, a recunoscut statul palestinian și la București există o ambasadă a unui stat neexistent. Și a rămas până azi acest act în vigoare? Absolut. Absolut. Aceasta este o recunoaștere forțată. Este un lucru care se impune Israelului în mod forțat, iar lucrurile nu merg așa. Pentru că peste 80% din locuitorii din Gaza, dacă astăzi sunt întrebați și ei au fost întrebați, vă spun niște rezultate a unor sondaje care au avut loc în ultima perioadă, ei susțin din toate punctele de vedere activitatea teroristă a Hamasului. Trebuie să ne aducem aminte că pe 7 octombrie în Israel au intrat peste 3200 de gazani, de oameni din Gaza,
care nu toți au fost așa ziși teroriști. Adică nu erau antrenați, au fost civili. Au fost civili, cei care sunt numiți astăzi neimplicați, dar adevărul este că teroriștii din Gaza, ei sunt copiii, frații, soții, tații celor din Gaza. Ei fac parte din societatea civilă din Gaza. Ei n-au venit din altă țară, nu au venit din Iudea și Samaria. Ei sunt din Gaza, sunt născuți acolo. Am văzut, dar care ar fi soluția? Arestarea acestor teroriști au fost îmi pare rău că în 1977, când s-a semnat contractul, când s-a semnat pactul de pace dintre Israel și Egipt, Egiptul nu a fost obligat într-un fel sau altul atunci să preia din nou controlul asupra fâșiei Gaza, pentru că până în 1967 Gaza era parte integrală din Egipt. Era o regiune egipteană care a fost cucerită de Israel în urma războiului de 6 zile. Nu s-a făcut acest lucru. Israelul a rămas acolo să controleze situația până în 2005. În 2005 Israelul s-a retras total din Gaza și imediat după aceea au început atacurile împotriva Israelului, ceea ce a forțat Israelul să impună niște blocade în jurul Gazei. Dar nimeni nu vorbește despre blocada impusă de Egipt Gazei. Egiptul care a închis total frontiera cu Gaza, care a întrerupt orice legătură cu Gaza și care, de fapt, i-a împins pe gazani spre Israel. Iar Israelul este țara care alimentează Gaza cu energie electrică, cu apă și cu tot ceea ce este nevoie pentru existența lor. În ciuda acestui fapt, Hamasul, care a preluat cu forța puterea și controlul asupra Gazei, a condus un război de uzură împotriva Israelului zi de zi, timp de 20 de ani, care a culminat cu acest masacru din 7 octombrie. Ca atare, situația pe care o vedem în acest moment este o situație impusă Israelului, iar Israelul nu mai este dispus să mai fie expus încă o dată unui alt masacru, așa cum a avut loc în acea sâmbătă neagră. Care este soluția? În acest moment, această soluție de două state se îndepărtează de noi din ce în ce mai repede. Pentru că atâta timp cât ideologia palestiniană nu acceptă existența unui stat Israel, care este căminul național al evreilor, atunci despre ce vorbim? Da, cu cine facem pace? Sunt la nivel de milioane palestinieni, 3200 sau gruparea politică politico-militară Hamas. Adică nu s-a făcut un referendum între palestinieni. Poate acceptă, adică poate nu. Doamne, să vorbiți aici niște termeni care sunt specifici lumii democratice. Iar noi când vorbim despre societatea palestiniană, nu vorbim despre democrație. Ce ar putea face un palestinian obișnuit? Așa cum spuneți unul din cei mulți. Dacă, așa cum spuneți dumneavoastră, așa cum ați spus, în Gaza sunt 2 milioane de oameni. Din aia 2 milioane de oameni, 3200 au ales ca în acea sâmbătă să vină și să facă niște crime. Să comită, să măcelărească evrei. Ei, mie îmi vine greu să cred că cei 2 milioane sau câteva zeci de mii sau câteva mii dintre ei nu au știut ceea ce se întâmplă. Și dacă nu-și doreau acest lucru, pur și simplu nu îi lăsau pe acei oameni să se ducă știind care va fi reacția Israelului. Dar ei au mizat pe alt lucru. Au mizat pe faptul că reacția Israelului va duce la o reacție a comunității internaționale care va pune pur și simplu cizma pe gâtul Israelului pentru ca Israelul să înceteze războiul pe care încă îl duce după 8 luni de zile, aproape 9 luni de zile, încă îl duce împotriva terorismului din Gaza. Aici au greșit, pentru că în ciuda presiunilor și în ciuda problemelor
interne pe care Israelul le are, Israelul este unit în ceea ce privește necesitatea de a duce acest război cât mai departe posibil pentru a atinge și a aduce mișcarea Hamas din punct de vedere militar la o distrugere totală sau cât mai totală posibilă. Am întrebat pentru că am colegi de facultate în anii 80, așa cum spuneați, Ceaușescu era în relații cu lumea arabă, palestinieni și care lucrează în Israel acum, sunt integrați în societate. La Iafa e un... Dumneavoastră vorbiți despre arabi israelieni. Vorbiți despre arabi israelieni, care arabii israelieni sunt altceva. Este o altă comunitate. Noi ne raportăm la ei ca la israelieni. Ei sunt cetățeni israelieni, la fel cu aceleași drepturi ca și evreii care trăiesc în Israel, ca și creștinii sau druzii, și ca atare nu ne raportăm la ei ca la palestinieni. Unii dintre ei se raportează la ei însăși, se raportează ca palestinieni, se identifică cu palestinienii. Sunt liberi întotdeauna să se ducă în Gaza sau să se ducă să locuiască în Ramala. Da, nimeni Gaza, nu-i ține. Egiptul nu vrea Gaza, o blochează. Vedeți, facă? Unde arabii, să meargă arabii nu-i vor pe arabi. Spuneți-ne dumneavoastră, arabii nu-i vor pe arabi. Unde s-au dus palestinienii în 1948? Arabii care trăiau în Palestina au fost atenționați de către liderii lumii arabe, care atunci era în formare, au fost atenționați că vor fi masacrați de evrei care își înființează noul stat. Și au fost speriați până într-atât încât sute de mii au părăsit Palestina Eretz Israel și s-au retras spre Liban, s-au dus în Siria, s-au dus în Iordania și acolo sunt tratați până astăzi ca refugiați. În țările arabe, palestinienii sunt tratați ca și refugiați. Nu li s-a dat cetățenie, nu li s-au dat drepturi, sunt ținuți în tabere de refugiați, sunt tratați ca cetățeni de mâna a doua. Dacă ar vrea să se întoarcă în Israel, ar fi primiți? Dacă ar vrea? Să fie cetățeni dacă ai statul Israel. Nimeni nu a încercat să se întoarcă în Israel într-un mod legal, într-un mod civilizat. Pentru că ei sunt organizați și au fost și sunt ținuți în starea în care sunt ținuți și care v-am explicat-o acum, exact pentru a fi folosiți în scopuri politice și militare. Pentru că existența acestor palestinieni, care la urma urmei sunt niște oameni care suferă, existența lor justifică anumite acte politice care mențin tot conflictul din Orientul Mijlociu viu. Vă mulțumesc, vă aștept. Și eu vă mulțumesc dumneavoastră. La revedere. Mulțumesc. Aici, Radio Decenius.ro. Un radio care se citește. Radio Decenius.ro.